Criteriile de jurizare de la Festivalul Național Concurs de Muzică Populară Sus la Munte la Muscel au fost autenticitatea și valoarea artistică a pieselor, calitatea vocii și a interpretării, ținuta scenică, autenticitatea și frumusețea costumului popular purtat de interpret și prezentarea costumului popular. În prima parte a acestui concurs au participat copii cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani, iar în cea de-a doua parte au încântat publicul cei mai mari cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani. În total au fost 22 de participanți care au urcat pe scena Casei de Cultura Sindicatelor C de Aricescu din Câmpul Lung. În această seară port un costum autentic din zona etnofolclorică a Muștelului, zona în care m-am născut și am crescut pe Valea Râului Argeșeni în comuna Boteni. Acest costum este format din maramă, o țesătură fină din porangic în două ițe, împodobită cu ornamente din mătase și încheiată cu închinat din două fire. Ea este aplicată pe o legătoare din catifea, ornamentată cu mărgeluțe. Ea este făcută din pânză de casă, țesută în două sau patru ițe și este formată din trup și poale. Trupul, la rândul său, este format din 5 foi, ciupacul din față, ciupacul din spate, două mâne și bucățile de la sub braț. Prin încrețirea acestor 5 foi se formează la gât o gaură pe care se aplică o bendiță. Mâneca, la rândul său, este formată din altiță, clin și clinul mic, iar poalele din 4 foi, ce prezintă același model ca pe trup. Fota este țesută în război din bumbac în mai multe ițe, atât ea cât și fota prezintă ornamente florale și geometrice. Betele sunt ornamentate cu ochiulețe viu colorate, iar în picioare portopici din piele de porc și ciorap din lână. Da frunzei vergi foi nucma da vini Recitalul din cea de-a doua parte a Festivalului Național Concurs de Muzică Populară Sus la Munte la Muscel a fost susținut de către Simona Dinescu, Elisabeta Turcu și Dinu Iancu Sălăjanu.
Dacă n-ar fi cât de bun, ce s-ar face sufletul? Dacă n-ar fi dragostea, ce s-ar face inima? Dacă n-ar fi cât de bun, ce s-ar face sufletul? Dacă n-ar fi dragostea, ce s-ar face inima? Păi dă, Doamne, că nu se mult, dă, Doamne, că nu se mult și nu-mi dau numele, și nu-mi dau numele. Dar să-mi dai unul ca mine, dar să-mi dai unul ca mine, să trăiesc puțin ca mine, să trăiesc puțin, da bine. Hai, dai, 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 dai. Păi tu mă, Doamne, și mă pune, tu mă, Doamne, și mă pune, pune-i pânica de prune, unde-i pânica de prune? Și bărbatul-i dus în lume, și bărbatul-i dus în lume, și mândrai cu vorbe bune, și mândrai cu vorbe bune. Hai, lai, 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 lai. Pe lângă cele 6 premii care s-au acordat la cele 2 categorii de vârstă, organizatorii au pus în joc și trofeul Gavril Prunoiu. Acesta a fost acordat unui singur concurent, cel care a întrunit cel mai mare punctaj din partea juriului, indiferent de categoria de vârstă la care a participat. Juriul festivalului a fost format din specialiști din domeniul folcloric și muzical, președinte fiind profesorul Gavril Prunoiu. Premiul 3 la categoria 11-14 ani. Acest premiu a fost câștigat de Georgiana Mădălina Oprea, județul Giurgovița-Târgoviște. Premiul al doilea, câștigat la categoria 11-14 ani, de domnișoara Antonia Iosif, din Argeș. Premiul întâi la categoria 11-14 ani va merge în județul Olt, Nicoleta Mădălina Ciucu. Deci se acordă premiul 3 pentru categoria 15-18 ani, domnișoarei Paula Florescu, Moldova. Se acordă premiul 2 pentru categoria 15-18 ani, domnișoarei Teodora Diaconu, Prahova, Izvoarele. Se acordă premiul întâi pentru categoria 15-18 ani unui concurent din Bucovina, Alexandru Cașean. Trofeul Festivalului Gavril Prunoiu la prima ediție a Festivalului Sus la Munte la Mușel se acordă domnișoarei care vine din Dâmbovița, Sofia Baicu! Emoții, lacrimi, lacrimi de bucurie.